Bună, sunt Deana Guja, editorialista Agora. Nu cu mult timp în urmă, să ai un serviciu însemna să-ți fie asigurată o parte de succes în viață. Cu cât mai stabil locul, cu atât mai liniștite zilele. Program fix, concediu vara, de sărbătorile oficiale, zile libere. Viața decurgea după ritmul dictat de codul muncii. Lucrurile păreau clare până la pensie și chiar după ea. Acum, de această claritate se bucură tot mai puțină lume. Unii pentru că s-au pierdut în noua realitate a pieții muncii, alții pentru că asta au ales. Azi vorbim despre cum se transformă munca și cum ne transformă. Am început săptămâna trecută de lucru mai neobișnuit. După ședința de planificare, ne-am adunat în studioul, ne-am așezat cine și pe unde a apucat, am stins luminile, lăsând doar câteva lămpi care creau o atmosferă plăcută de bar cu cocktailuri. Ne aștepta o întâlnire cu psihologul, la care urma să vorbim despre satisfacția nevoilor psihologice de bază la locul de muncă. Ceea ce cu doar 5-10 ani în urmă ar fi părut din domeniul fantasticului într-o redacție, acum începe să-și facă loc și să devină o normalitate. Câte generații însă, și nu doar de jurnaliști, au trebuit sacrificate până s-a acceptat ideea că un angajat este în primul rând om, iar un om poate să se rupă sub povara lucrului, chiar și dacă nu o va recunoaște niciodată. Cine nu lucrează, nu mănâncă. Nu e o simplă monstră de înțelepciune populară. Aforismul cu rădăcini biblice a fost promovat chiar de Lenin, ca fiind rădăcina socialismului. Acesta a intrat în Constituția URSS din 1936 ad literam, mai târziu în Constituția din 1977 despre obligativitatea muncii s-a scris într-o manieră mai modernă și cumva eufemizată. Citez, sursa creșterii bogăției sociale, a bunăstării oamenilor și a oricărui om sovietic este munca poporului sovietic liber de exploatare, în conformitate cu principiul socialismului, de la fiecare după capacitatea lui, la fiecare după munca lui, citat închis. În URSS, cu foarte mici excepții, toți trebuiau să muncească într-un loc concret și să aibă o funcție clar definită. Liberii profesioniști, artiștii liberi și tot ce numim azi freelanceri erau considerați paraziți și scoși în afara societății. În 1961, autoritățile sovietice au legalizat lupta împotriva parazitismului. Potrivit noii legi, fiecare cetățean sovietic care a fost șomer de 4 luni putea fi urmărit penal. Paraziții erau trimiși cu forța la muncă colectivă în regiuni îndepărtate, timp de până la 5 ani. Printre cei mai renumiți paraziți sovietici trimiși la munci obligatorii a fost și poetul Iosif Brodsky, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Legea a fost anulată odată cu prăbușirea URSS, când munca nu doar că încetase să fie o obligativitate, ci devenise un lux. În 2023, atitudinea față de lucru a celor care formează cea mai activă pătură socială este atât de diferită de tot cu ce au fost obișnuite generațiile anterioare, încât doar pe baza acestor simple observații poți vedea cât de mult am evoluat și cum suntem influențați de tendințele globale. Ieșind din 2022, vocabularul nostru s-a îmbogățit cu o noțiune nouă, cea de quiet quitting sau, în română, renunțarea liniștită. E un fenomen despre care s-a scris activ în ultimele luni și care în viitor va schimba tot mai mult atmosfera în birourile de HR sau la interviurile de angajare. Renunțarea liniștită nu înseamnă de fapt să renunți la serviciu. Înseamnă să faci la locul de muncă doar strictul necesar descris în fișa de post și să-ți vezi de viață. Adio provocări profesionale, spirit competitiv, inițiativă, muncă peste program și în weekend, deplasări obositoare. Quiet quitting e un alt fel de a-ți revendica echilibrul între viața profesională și viața privată, renunțând la filosofia productivității și scopurilor profesionale mărețe, care, la drept vorbind, a reușit să compromită sănătatea mentală a multora. Experții vin să o confirme. Renunțarea liniștită este o modalitate de a face față epuizării sau burnout-ului. Epoca în care alegerile în viață ne sunt dictate de job se pare că apune. Ne dorim mai mult timp liber și chiar un program fix de muncă, fără surprize.
Vrem să fim siguri că putem închide calculatorul la 17.00 sau 18.00, până la 8 sau 9.00 a doua zi. Ceea de ce am fugit noi, cei din generația milenialilor, crescuți cu exemplele părinților noștri, care munceau de la oră la oră, e un vis care, în realitate, ne-a dus pe cât de multă satisfacție, pe atât de mult burnout. Când ai libertatea să-ți faci programul de muncă, programul nu se mai încheie. În ultimul secol, mașinile au înlocuit muncitorii în multe sarcini, remodelând pozitiv piața muncii. Chiar dacă simțim că roboții ne suflă amenințător în ceafă și se uită cu ochi lungi la joburile noastre. Potrivit unui raport din 2019, tehnologia a creat mai multe locuri de muncă decât a înlocuit și a deschis porți către noi sectoare imaginate cândva doar în lumea science fiction. În următorul deceniu, 1 miliard de locuri de muncă sunt susceptibile de a fi transformate radical de tehnologie, ceea ce înseamnă că 1 miliard din populația angajată a lumii va trebui să se reprofileze, să-și dezvolte abilități noi, să reia studiile. Într-un cuvânt, să se reinventeze. Oamenii viitorului, care am putea fi chiar noi, trebuie să fie pregătiți pentru un nou val de redefinire a muncii și a locului pe care aceasta îl ocupă în viețile lor. Flexibilitatea, autodisciplina și autoactualizarea sunt zodiile sub care vom trăi în viitor. Munca, felul în care o vedem și ne raportăm la ea, evoluează odată cu societatea. Cal Newport, autorul american a mii de pagini despre muncă, scria într-un eseu recent în The New Yorker că renunțarea liniștită este primul pas al tinerei generații către o înțelegere mai subtilă a rolului muncii în viața lor. Lărgind perspectiva, fiecare generație are parte de porția sa de frământări legate de munca pe care o face și sensul ei. Întâlnirea noastră cu psihologul a fost mai mult decât ne-am așteptat, sceptici de felul nostru. Ea ne-a făcut să ne simțim, în primul rând, văzuți. Or, un jurnalist este cu mult mai mult decât munca pe care o face. O simplă validare a vulnerabilității umane poate face minuni în orice domeniu de activitate. Iată un loc de explorat tot mai mult prin birouri. Atât pentru azi, ne revedem peste o săptămână. Până atunci mă găsiți pe agora.md, canalul nostru de YouTube Agora Moldova și, desigur, pe toate rețelele de socializare. Pa, pa!